Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, ne bucurăm să fim din nou împreună la emisiunea Față în Față. Aș vrea să vă propun, chiar de la început, o imagine, o ilustrație, care practic ne va ajuta să înțelegem mai bine tema noastră de astăzi, pe care o voi anunța imediat. Să presupunem că primiți sau primim o invitație de la Papa de la Roma. Și vrem să mergem să-l întâmpinăm, știm data când și suntem oarecum interesați de acest eveniment, de această mare întâlnire și ne pregătim. Întrebarea pe care vreau să o pun pentru început este cum ne pregătim pentru această întâlnire? Sau ce sentiment avem când primim această invitație? Ne bucurăm de ea? Sau nu ne pasă, suntem indiferenți de ea. Și apoi aș vrea să medităm împreună cu pastorul Buni Cocar. Buni, bine ai revenit. De fiecare dată când apare un eveniment important în viața noastră, în această lume, fie că suntem invitați la o sărbătoare sau de o persoană importantă, experimentăm o bucurie și anumite sentimente. Am adus această ilustrație în atenția noastră, deoarece aș vrea să comparăm și să vedem ce semnificație are întâlnirea noastră cu Iisus. Și dacă ne gândim la ea, dacă îi acordăm suficientă atenție, sau pur și simplu este ceva abstract, ceva în viitor sau poate ceva în imaginația noastră care din când în când vine și apare și dispare, vine și pleacă. Aș vrea să vorbim despre venirea lui Iisus și de faptul că Iisus este foarte aproape și se pare că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestei întâlniri care mai devreme sau mai târziu va veni. Fie mergem noi la El sau va reveni El la noi. Cum ne pregătim pentru întâlnirea cu Iisus? Cred că este cea mai importantă întâlnire din istorie și pe lângă aceasta, toate celelalte pălesc. Casa Albă, Vatican, practic, când le compari, dispar. Rămân insignifiante. Este o întrebare mare, cum ne pregătim. Cred că cel mai bun răspuns pe care îl pot da acum este să ne lăsăm pregătiți de El. Să ne lăsăm pregătiți de El. Pentru că opiniile, părerile, tradițiile moștenite, instinctele de la biologie nu ne foarte ajută. Trebuie neapărat să ne lepădăm de aceste moșteniri și să căutăm să însușim de la El prin cuvânt, prin revelații, starea, viziunea. Toate chemările Lui sunt importante și El vrea să ne ajute, e clar pentru mine că vrea să ne ajute să ne împlinim destinul, rostul pentru care El ne-a făcut și acela este al Lui. Noi nu cunoaștem fără El, numai în lumina Lui putem să vedem și cu pretenția că noi ne descurcăm și ajungem și o să ne impunem și o să îl convingem și El ne va deschide porțile pentru că noi suntem noi. Nu are suport sau temei biblic. Este important să ne smerim și să îi spunem, Doamne, nu putem. Dacă nu ne întorci Tu, nu suntem întorși. Ideea este să nu fim lepădați și El nu ne leapădă cu plăcere sau nu ne necăjește cu plăcere. El doar vrea să scoată cel mai bun de la sine pentru noi și din noi ce poate fi valabil sau valoros. Sigur că în noi toți avem această intenție, să zic așa, să ne lăsăm pregătiți de El. Cel puțin cei care ne dorim această întâlnire și o anticipăm. Dar sunt unii
care posibil să nu-i acorde atenție, poate nici să nu creadă că această întâlnire cu Iisus poate fi posibilă. Deci vorbim de două categorii diferite acum. Dar aș vrea să vorbesc din punct de vedere practic, pentru că în a doua categorie, cei care nu-L așteaptă și care nu știu sigur că există această posibilitate ca Domnul Iisus Hristos să revină și să se întâlnească cu noi, cu oamenii, și ce ar trebui ei să facă, pentru că dacă ei n-au această înțelegere, n-au această convingere, nu îi acordă nici atenția cuvenită. Cum spuneam de la început, atunci când știm că urmează o întâlnire cu o persoană importantă, și noi facem ceva. Anticipăm. Trăim niște sentimente, niște emoții, ne pregătim din timp, ne asigurăm că avem transportul pus la punct, suntem aranjați, suntem echipați, avem tot ce ne trebuie să ajungem la această întâlnire importantă. Deci, dacă nu crezi că ea este o realitate sau că este o invitație valabilă și o întâlnire reală, sigur că nu-i acorzi atenție, nu te pregătești și nu o bagi în seamă, pur și simplu. Well, sunt două lucruri aici. Unul este că acei care știu despre asta și care o cred trebuie să dovedească acest fapt, și cei care n-au știut sau nu le-a păsat, atunci când sunt cercetați, chemați, când li se arată ceva, să nu se opună. Preocuparea primară sau de prim ordin este ca acei care știu, respectiv noi și ai noștri, să ne ridicăm la nivelul voiei Lui, să trăim detaliile biblice, toate aspectele, cum le vrea El, și nu să mergem după mersul puterilor sau în bătaia vântului sau după cum bate vântul, ci trebuie să ne ținem de Evanghelie și de descoperirile lui Dumnezeu, să nu trecem peste ce este scris, să nu adăugăm de la noi, să nu scoatem. E foarte, foarte sensibil. Dacă l-ai fi cunoscut pe Marcu, ai fi rămas și cu această expresie a lui în ureche sau în suflet. Se cere mare precizie și mare băgare de seamă. Practic avem de a face cu El care este atât de perfect, spirit infinit și perfect, și care a venit să trăiască în noi aceeași perfecțiune, aceeași stare glorioasă, a venit să ia cenușa din capul nostru și să ne pune coroană împărătească, să facă din noi fii ai slavei, să facă din noi împărați și preoți. Pur și simplu, planul lui este măreț. Și apoi, ceea ce trăim aici, să fie după aceea reanalizat și răsplătit cu mai mari onoruri, cu mai mari binecuvântări la venirea Lui. Deci, a fi creștin înseamnă a fi ca Iisus, și cred că dacă acest lucru l-am pune noi la inima noastră, ai noștri, mă refer la neamurile noastre, la frații noștri, la poporul nostru, cred că va fi într-o poziție mai bună să-L întâlnească pe Domnul Iisus decât este astăzi. Foarte interesant este faptul că în aceste vremuri trăim o perioadă de anxietate majoră. Oamenii sunt mult mai preocupați de supraviețuire decât de supranatural sau de întâlnirea cu Iisus. Se îngrijorează de direcția economică, politică, socială în care merge lumea și nu cred că se înțelege pe deplin ce înseamnă să ai ochii spiritual deschiși și să accepți ideea că Domnul Iisus este aproape și că toată această tulburare ar putea fi o pregătire mai degrabă pentru revenirea Lui decât pentru apariția Lui Anticrist. Am impresia, poate că doar e doar impresia mea, că se acordă mai multă atenție
și din partea creștinilor, acestui anticrist care vine practic să producă mari, mari tulburări în lume, decât revenirea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ia, îi se acordă atenție exagerată și nemeritată. Domnul spune să nu vă îngrijorați când vin astfel de lucruri, pentru că și nici să nu aveți temeri vis-a-vis de ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Asta este caracteristica sau semnul neamurilor și al păgânilor, dar pentru voi nu trebuie să fie așa. Faptul că ne îngrijorăm ca și creștini nu e o notă bună pentru noi, nu le spune altora că noi avem o altă agendă și un alt Dumnezeu, pur și simplu îi face mai confuzi decât au fost înainte de a ne cunoaște pe noi, și cred că ne trebuie o întoarcere majoră la adevărul evanghelic, la relația cu persoana Domnului Iisus, la umblarea în lumina Lui și în puterea Lui. Să zicem că ne îngrijorăm. Ce facem? El spune, și dacă mă îngrijorați, ce realizați? Nu ne întreabă retoric, ne întreabă direct. Ce realizați cu îngrijorarea? Creșteți mai înalți? Adăugați o secundă la lungimea vieții voastre? Chiar dacă nu va veni anticrist niciodată, deși spiritul lui e de mult în lume, noi nu vom trăi pe pământ veșnic. Părinții noștri au adormit, și spune Petru, de când au adormit părinții noștri? Deci au adormit fără să fi trecut prin această mare încercare peste omenire. Asta e doar un semn pentru noi să știm că vine izbăvirea. Când se întâmplă aceste agitații, aceste lucruri, izbăvirea voastră este aproape. Adică începe escatologicul, începe lumea viitoare, începe lumea lui Dumnezeu, fără aceste piedici și aceste lupte, după o vreme, după mileniu. Am în suflet un îndemn să pun o întrebare generală pentru toți care ne privesc acum. Te bucuri sau te sperii de gândul și ideea că Iisus Hristos este aproape și va reveni? Gândește-te la această întrebare, sincer, indiferent de credința ta, de confesiunea pe care o practici. Poate ești creștin de ani de zile, dar întrebarea la care te invit să te gândești și să răspunzi este: te bucuri, te sperii sau te îngrijorezi când te gândești că Iisus Hristos este aproape și va reveni? Ești pregătit să stai față în față cu Creatorul tău, cu Dumnezeu? Dacă nu, te invit să te gândești și să faci pașii necesari să te împaci cu Dumnezeu. Astăzi este ziua ta, nu mai amâna. Aș vrea să vorbim despre acest subiect. Un lucru care de mult mă apasă. Există atâți oameni în jurul nostru, chiar și în familia mea, departe de Dumnezeu. Și parcă anii tac și trec și acești oameni nu realizează cât de necesar, cât de important este să faci pace cu Dumnezeu. Nu te costă absolut nimic să spui: Doamne, te invit în viața mea, iartă-mă că sunt un păcătos, sunt un om care am nevoie de tine. Să accepte jertfa Domnului Iisus Hristos. Sunt atâția oameni care, inconștienți, parcurg traseul vieții lor, avansează în vârstă, indiferenți de împăcarea lor cu Dumnezeu. Aș vrea să vorbim în câteva minute despre această împăcare cu Domnul Iisus Hristos, care este aproape, va reveni, și fie că ești creștin sau nu, vei sta față în față cu El. Și atunci va fi prea târziu. Dacă acum îl respingi, atunci când dispari din lumea asta și nu mai ești în viață, nu vei mai putea schimba nimic. Ea este major aspectul să îți dai seama că de fapt este așa cum au spus scripturile, cum au spus prorocii. Am văzut zilele trecute un clip, Petru, care m-a surprins. Doi sau trei scriitori mari,
în sensul omenesc. Dar bine cunoscuți, Păunescu, Vieru din Basarabia și mai știu care din familia lui Preda, s-au dus la Petrache Lupu. Petrache Lupu a avut odată o viziune și a spus-o lumii și a avut niște minuni care au însoțit-o și oamenii aceștia au fost foarte, cum să spun, detașați. În timpul comunismului de așa ceva, de Petrache Lupu, l-au izolat, l-au pus în pușcărie, pentru că a avut o viziune care era diferită de altora. Dar acum căutau să afle cam ce se întâmplă și trăgeau niște concluzii, dar mai mult erau, hai să le spun, omenești. Nu se vedea o dorință de a se împăca cu Dumnezeu, ci mai mult era un fel de divertisment. S-ar putea să greșesc, nu vreau să mă amestec prea mult, dar mulți îl tot analizează, însă nu se poate analiza logic ce face Dumnezeu. Trebuie să te smerești, să spui, sunt deschis pentru tine, Doamne. Pentru că ceva din noi strigă, ceva din noi ne spune, cheamă-mă, sau cheamă-l, sau ascultă glasul lui. Eu am avut zilele trecute o chestie foarte ciudată. Așa, din senin, duminică seara, am spus, Doamne, dă-mi o viziune. Mă așteptam să-mi o dea cândva, undeva în viitor. Pe loc a început. Eram acolo, treaz, și a început viziunea. Și am văzut cum, mai întâi mi-a spus cineva, vorbește cu neamurile tale. Eram în fața unui gard de fier. Și nici n-am început discuția și ele au început să se miște spre intrarea, spre gardul unde mă găseam. Eu eram în afară. Și apoi m-am uitat în stânga să văd pe cei care mi-au spus să vorbesc cu neamurile și am văzut o coloană imensă, nesfârșită, de oameni care mergeau spre Ierusalim și intrau în Ierusalim. Și când neamurile mele, care erau multe acum, s-au apropiat de mine, mă gândeam, am putea să intrăm și noi în coloană. Dar mi s-a spus, nu poți să intri pe scurtătură. Trebuie să-ți faci întregul proces, întregul rond, adică trebuie să mergi pe la toate vămile ca să poți să intri și intri la capătul coloanei, nu intri în fața altora. Și ce am înțeles a fost următorul lucru, că sunt neamuri sau oameni, indivizi, mai pregătiți decât mine, mai pregătiți decât neamurile mele. Și teama mea acolo a fost, în timpul acelei scurte viziuni, că ușa se poate închide înainte ca noi să ajungem acolo. Noi tot ezităm și tot mizăm pe faptul că și superficialitatea e la fel de bună ca și cum se numește opusul, supranaturalitatea, la fel de bun. Adică mergem și așa. Cred că la El, care ne-a arătat în tot Vechiul Testament cât de important este fiecare aspect, fiecare lucru, fiecare detaliu, contează ca noi să luăm aminte și toate vorbele Domnului Iisus, niciuna să nu cadă la pământ, să nu dăm cu niciuna de pământ, să nu o punem în spatele nostru, ci să primim orice cuvânt, pentru că omul trăiește cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu și numai cei care primesc în totalitate harul, adică voia lui, proiectul lui în viață, vor domni și în veacul de acum și în veacul viitor. Nu este un ceva pentru divertisment despre ce vorbim. Este problemă de viață și de moarte. Este, practic, ființa noastră în joc, ființa copiilor noștri. Noi avem impresia că facem grozav lucru că le pregătim un viitor mai bun și vor fi fericiți. Vor fi fericiți, dar fericirea este, de fapt, de la Dumnezeu și cu Dumnezeu și în Dumnezeu și prin Dumnezeu. Nu poate fi pe pământ aceasta. Nu-i fericirea, este pentru cei ce plâng. Fericiți sunt cei ce plâng și nu este în lucrurile materiale, este în umblarea spirituală. Mântuirea este pregătirea cea mai importantă pentru viitor și pentru oricine. Vom lua o scurtă pauză și vă invit în segmentul care urmează să medităm foarte atent la prezent, dar mai ales la viitor. Cum ne pregătim noi pentru viitor? Ne pregătim din punct de vedere material mai mult decât din punct de vedere spiritual? Sau acordăm suficient atenție
și aspectului și dezvoltării spirituale. Rămâneți cu noi, vom discuta despre această temă și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem de El și să fim în poziția în care să-L putem întâmpina pe Domnul Iisus Hristos, pentru că este foarte aproape. Rămâneți cu noi, vom reveni. Am revenit în studio. Astăzi dorim să vă reamintim sau să vă amintim că Domnul Iisus Hristos este aproape. Indiferent ce se întâmplă în această lume, indiferent ce spun oamenii și conspirațiile, politicienii sau economiștii, pregătirea din punct de vedere spiritual este cea mai importantă pregătire pe care o putem face. Acum aș vrea să te întreb, pastorul Bunicocar, mai ales după ce ai mărturisit acea viziune pe care ai avut-o, mie tare mi se pare că în loc să fim pe cărarea care duce spre Ierusalim, uneori suntem distrași. Atenția noastră este distrasă și irosim timp cu formalitatea, cu anumite lucruri care practic ne împiedică să fim în poziția care ar trebui, din punct de vedere spiritual vorbind. Uh-huh. Pentru că Dumnezeu vrea să mântuiască neamurile. Când El vorbește despre în Împărăția Cerului, se face referire la neamuri, nu la confesiuni, nu la țări, se referă la neamuri. Și aș vrea să vorbim despre acest aspect, pentru că această emisiune este o emisiune pentru români, în limba română, și neamul nostru sunt românii. Românii care înțeleg ceea ce vorbim acum și care sunt probabil răspândiți în diferite părți ale lumii. Și aș vrea totuși să mulțumesc celor care ne urmăresc din diferite țări ale lumii și ne comunică acest lucru. Într-adevăr, ne dorim să fim o binecuvântare și de folos celor care au nevoie și își doresc să se apropie de Dumnezeu. Această emisiune se numește Față în Față pentru că vrem să ajutăm telespectatorul să-și imagineze că este față în față cu Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu vom fi. Starea noastră spirituală și felul în care noi ne prezentăm la această mare întâlnire contează enorm de mult. Maxim, nu se poate mai mare. Este cea mai mare preocupare pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi. Cum mă prezint în fața Creatorului atunci când va veni timpul? Ce mai important? Și aș vrea pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu să înțeleagă cât de important este și cât de simplu să se împace cu Dumnezeu. E ca și cum ar fi un conflict și o ceartă între două persoane care de ceva timp nu mai au o relație bună, iar acum au ajuns la punctul în care doresc să se împace. Cum face omul care vrea să se întoarcă spre Dumnezeu, să-și întoarcă fața spre Dumnezeu, să se împace cu El, chiar dacă trecutului, comportamentului nu a fost cel mai bun. Sunt unii oameni care se autodescalifică singuri și spune, sunt prea păcătos, eu n-am nicio șansă, Dumnezeu n-are, nu mă mai iartă, oricum eu nu mai sunt în ecuația Lui. Vrem să-i ajutăm pe oameni să facă pace cu Dumnezeu. Vine în minte mesajul apostolului la Atena. Printre vorbele lui este și acesta, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și ceea ce noi am numit știință, multă vreme a fost neștiință. Din perspectiva lui, din perspectiva veșniciei, din perspectiva spiritualității și lumii adevărate. Nevăzute de noi acum, pentru că suntem la testul ăsta și trăim prin credință, dar el poruncește, Dumnezeu ne poruncește. Și ne poruncește nu în sensul în care o fac oamenii, dar
ne presează, ne cercetează, ne vizitează noaptea, în vis, ne face să auzim când nu vrem și totuși auzim, sau ne descoperă în natură prezența Lui, în univers. Dar Duhul Lui ne cercetează pe toți, pentru că ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu. El poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Ce înseamnă să se pocăiască? Oamenii cred că trebuie să meargă la biserica pocăiților și nu vor să se asocieze, pentru că pocăiții sunt ba fanastici, ba falși, ba ipocriți, ba inculți, ba toate relele sunt la pocăiți, ba sting lumina. Domnul spune să-și lepede trecutul în sensul părerilor pe care le au. Pocăința este de fapt disponibilitatea de a fi condus de Dumnezeu. Adică este metanoia. De la norma în care eu m-am fixat, așa e bine ca mine, să mă las călăuzit de El. Metanoia. Să ies din normalul meu și să intru în normalul lui Dumnezeu. Eu am moștenit o fire pământească, care de fapt este un ucigaș pentru mine. Oricât aș aranja-o, oricât aș înfrumuseța-o, ea de fapt mă poate răpune dacă nu primesc darul lui Dumnezeu. Și El a plătit ca eu să nu îi datorez nimic firii pământești. Iisus Hristos a murit și pur și simplu m-a făcut slobod. Eu pot să spun, fac acum o nouă alegere. Și am voie să o fac și nimeni nu mă poate condamna, pentru că Dumnezeu îmi dă șansa să fac alegerea. Faptul că un om s-a instruit nu înseamnă neapărat că este un om mântuit, chiar dacă are idee despre mântuire. Pentru că atunci când iese la ananghie, el își dă măsura. Atunci când este foarte stresat, atunci când îi se fac mari nedreptăți, acel mare domn, acel om elevat, acel om cu cunoștințe, nu va mai fi acel om, va fi de multe ori răzbunător, mânios, uneori chiar merge până la extrem. Dar dovada că un om este mântuit este că umblă prin credință. Pentru că Biblia spune prin pocăință și prin credință este omul mântuit. Poți să spui că mi-am schimbat concepția, dar dacă ea nu se manifestă, nu se confirmă, nu este validată de umblarea prin credință, înseamnă că eu n-am încredere în acest Dumnezeu cu care am pornit. Am încredere în El doar pentru lumea cealaltă. Dar dacă nu o dovedesc în lumea de acum, cred numai în Dumnezeu, El este singura soluție, singura cale, singurul adevăr, singura viață, eu îmi bat joc de mine și de alții. Trebuie să confirm această metanoia, această schimbare a inimii, a minții, a vieții prin umblarea prin credință, dependent totalmente de Dumnezeu. Dacă sunt dependent de El în câteva lucruri și nu în toate, de asemenea e o problemă. Că sunt dependent de El unde îmi place și unde nu îmi place. Nu mai sunt. Și Domnul știe că l-a interzis lui Moise, parcă am vorbit sau nu mai țin minte dacă am vorbit, la Meriba, în sfârșit, aproape de Canaan, îi spune lui Moise, vorbește cu o piatră și el refuză. El refuză să vorbească cu piatra și Domnul îi spune, fiindcă n-ai crezut destul. Ai crezut mult, dar n-ai crezut destul. Când e destul? Limita este Iisus Hristos. Până n-am crezut ca Iisus, avem o problemă. De ce? De ce n-am crezut? Fiindcă firea pământească ne domine. Ori trebuie să devenim foarte tranșanți în ce ne privește, că e vorba de destinul nostru și cu Dumnezeu, în fața Lui cad duhurile în leșin. Îngerii sunt pur și simplu îngroziți de sfințenia Lui, de puterea Lui. Nouă ni s-a făcut har prin Iisus să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să trăim viață cu El, El să trăiască în noi, El să se pocăiască în noi și prin noi. Lucruri fantastice pentru noi. Pentru că noi suntem socotiți, nu doar robii Lui. Asta e o cinste pentru noi. Nu doar locotenenții Lui și deputații Lui. Noi suntem, cum spune Scriptura, El este Domnul domnilor și domnii suntem noi. Împăratul împăraților și împărații suntem noi.
și pe care El vrea să-i prezinte în fața tronului. Avem o fantastică predestinare veșnică și ar trebui să ținem cont de ea, nu doar de ziua, stai puțin că nu se găsește alpagic la piață și noi suntem în criză. Nici de cum. Aceste lucruri El se îngrijește și niciodată nu ne-a lipsit, dar El este preocupat doar de devenirea noastră spirituală. Ai punctat extraordinar de bine faptul că întoarcerea lui Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu nu înseamnă apartenență a unui cult sau confesiuni, este o relație pe care o dezvolți cu Dumnezeu prin faptul că te recunoști cine ești și accepți că ai nevoie de intervenția Lui, de ajutorul Lui, de călăuzirea Lui. În momentul când faci asta, acea metanoia de care ai spus, îți schimbă inima, schimbă gândirea. Vezi lucrurile din punct de vedere spiritual și nu numai din punct de vedere fizic, natural și logic. Le vezi prin credință, altfel lucrurile. Și când vorbim despre Iisus că este aproape, atunci înțelegem ce înseamnă că Iisus este aproape. Nu e doar o iluzie sau o imaginație a noastră că Iisus este aproape. El este într-adevăr aproape și stă la dispoziția noastră. În Apocalipsa, foarte frumos, avem această ilustrație care îmi vine în gând acum cum Iisus stă la ușă și bate. 3:20. La Odicea. La biserică bate. Asta e interesant. Asta e foarte interesant. Acolo la biserică stă la ușă și bate și foarte frumos spune că nu forțează, deci el așteaptă să se deschidă, să fie invitat, să stea la masă și să fie un invitat. Deci asta vreau ca telespectatorii noștri să înțeleagă, că Iisus este aproape și este disponibil. Avem acces la el, avem cale liberă spre el, putem apela. Am găsit vorba asta foarte frumoasă și o țin minte, că înainte ca să vină Domnul după biserică, ceea ce înseamnă răpirea bisericii, să înainte ca să vină după biserică pentru a o scuti de necazul cel mare sau de cel mai mare. Așa cred unii. Așa. Sunt și alte idei. Right. Dar nu intrăm acum în false. Okay. Va veni la biserică să o regenereze. Și acum este timpul bisericii să se lase controlată, cercetată, mișcată de el. Pur și simplu. De acord cu tine, dar până atunci să ne lăsăm noi. Păi asta e. Noi, personal, absolut, individual, cercetați, transformați, inspirați, călăuziți noi, în primul rând noi, cei care vorbim despre asta și dumneavoastră, toți cei care ne priviți acum. Să lăsăm ca această metanoia, care este transformarea minții, este practic o perspectivă spirituală, supranaturală, pe care Duhul Sfânt o face în noi, să domine fiecare zi, fiecare aspect din viața noastră. Împăcarea cu Dumnezeu este absolut necesară și chiar și pentru unii credincioși care de ani de zile s-au obișnuit cu rutina, cu zona de confort, au nevoie de a revizita această idee de metanoia, de transformare. Știi ce mi se pare foarte tragic? Și în general mă feresc de acest cuvânt. Faptul că ni s-a spus tot ce trebuie să faci tu ca să fii mântuit, să accepți o nouă concepție. Dar ni s-a spus că asta e destul și nu e destul. Concepția asta trebuie mereu confirmată și în orice împrejurare, dacă nu este dublată, deci metanoia sau schimbarea minții... Lasă-mă să spun ceva. Nu este destul, dar este absolut obligatoriu. Este necesar, dar nu este suficient. Nu e suficient. Trebuie să existe un proces. Trebuie să fie confirmată prin fapte, prin viață. Doar schimbarea minții permite și firii pământești să existe acolo. Și să chiar să manifeste, că negociază. Odată ce am acceptat schimbarea minții, trebuie să o las numai pe această
latură sau pe această putere a lui Dumnezeu care a început în mine, această concepție, să se manifeste și niciodată să nu fac concesii firii pământești, pentru că pur și simplu anulez metanoia mea și îi fac confuz pe alții și Dumnezeu pur și simplu suferă pentru că le-am dat prilej vrăjmașilor lui să-l hulească. Noi care am primit această înțelegere, dar n-am căutat să o punem permanent în practică. Adică ar trebui la fiecare pas să-i spunem Domnului, trăiește tu aici, încă nu sunt în stare, trăiește tu aici, exprimă-te tu acum prin mine, lucrează tu prin mine, vino tu și trăiește, cum a zis Pavel, eu nu eram bun să fac lucrare printre atâția păgâni, dar Hristos din mine a făcut-o, știu, pot totul în Hristos. Ecuația asta nu este paulină și gata, ne-am spălat pe mâini, este a fiecăruia. Și asta Pavel spune în Evrei, suntem înconjurați, presați de un nor de martori, să trăim măcar la nivelul lor, dacă nu mai departe, să alergăm spre spiritualitatea lui Iisus, spre desăvârșita lui spiritualitate. Doamne, ai milă de noi, avem nevoie să ne pregătim. De această pregătire despre care vorbești este constantă. Trebuie să continue. Sigur că există această, știu eu, obișnuință, omul se împacă cu Dumnezeu și rămâne acolo. La împăcarea cu Dumnezeu, începe să frecventeze biserica și se încurajează această cultură a conformării. Te conformezi unui cult, unei confesiuni, unui obicei, unor tradiții, unor ritualuri și rutine și nu mai crești. Rămâi acolo. Da, pentru că biserica nu neapărat te crește. Îți oferă un cadru de creștere, dar ea nu te crește. Descoperirile lui Dumnezeu te cresc. Acelea te promovează. Și dacă crezi că ai făcut totul și că ești bun de stat în bancă, te înșeli. Te foarte înșeli. Fiecare om a fost rânduit de Dumnezeu să fie un preot. Fiecare om poate să-L abordeze pe Dumnezeu și trebuie să-L abordeze direct pe Dumnezeu. Că avem un pastor, Domnul să fie slăvit, ne ajută, ne mai arată câteva lucruri, mai rezolvă niște probleme. Dar problema între noi și Dumnezeu nu rezolvă nici papa de la Roma despre care ai spus. Aș vrea să clarificăm un aspect foarte important. Deci părtășia între frați și părtășia din biserică este foarte, foarte importantă. Pentru că acolo învățăm lucruri, da, acolo unii te măsori, de la alții. Acolo te măsori cu cât ai crescut. Și dacă poți să-i accepti pe toți, înseamnă că ești mare. Dacă te separi de unii, n-ai făcut niciun progres. Dar ești de acord că nu e suficient și că este necesar fiecare în dreptul lui, la nivel personal, să se îngrijească de relația lui personală cu Dumnezeu, în mod direct și intențional. Absolut. Deci, la noi, astăzi, în societatea postmodernă în care trăim, creștinismul și creștinii se bizuiesc, se bazează pe mersul la biserică, pe materialele video care sunt accesibile, ascultă la ele și încearcă să le urmărească pentru că le plac, dar nu neapărat să crească. De acord. De ce a fost Iisus de la un copil de tâmplar, omenește, în latura aceasta, de întrupat, să aibă stăpânire peste cei vii, peste cei morți, să fie suprem. Pentru că s-a smerit, a ascultat și a iubit. În biserică suntem puși pentru că acolo ne putem verifica creșterea, acolo ne putem lăsa inspirați de alții care chiar sunt maturi și acolo suntem de asemenea puși la test de alții, ba săraci, ba săraci cu Duhul, ba dificil, ba mincinoși, tot felul de astfel de lucruri și trebuie să iubești. Și apoi unii sunt vrăjmași chiar, vrăjmași cuvântului, vrăjmași pastorului, vrăjmași comitetului, dar sunt în biserică, nu poți să-i dea chiar așa afară, că poți rămâi fără audiență și este destul de greu. Ori acolo se poate forma foarte bine caracterul creștin și pur și simplu te propulsează spre alegerea ideală. Iisus 100%. Biserica
este împărăția lui Dumnezeu în creștere, în dezvoltare, și în timp ce crește trebuie să ajute și pe alții să se nască, să crească, să se mântuiască. Tema emisiunii noastre este Iisus este aproape. Vom lua din nou o scurtă pauză, dar aș vrea să vă invit să vă gândiți dacă credeți acest lucru, că Iisus este aproape. Și dacă credeți că este aproape și este prezent cu noi aici în studio și cu dumneavoastră acolo, cum ne simțim acum? Când practic, prin credință, Iisus Hristos este prezent cu noi. Acum, aici, în studio și cu dumneavoastră acolo unde vă aflați. Iisus Hristos este aproape. Rămâneți cu noi pentru că vom reveni și vom trăi această realitate. El este în centrul atenției. Iisus Hristos este personajul de bază care trebuie să existe în mintea, în sufletul nostru, în casa noastră, oriunde ne aflăm. El este prezent. Suntem noi conștienți de această realitate? Îi acordăm suficientă atenție? Sau alergăm și încercăm să ne descurcăm, să ne trăim viața, să acumulăm tot ceea ce e necesar? Vom reveni după această pauză și vom discuta mai pe larg despre această realitate că Iisus Hristos este prezent. Rămâneți cu noi! Ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi. Tema emisiunii noastre este Iisus este aproape. Dragii mei, nu este doar un titlu sau o frază care am luat-o cu ușurință. Trăim vremuri în care, dacă avem ochi de văzut, vedem clar că Domnul Iisus Hristos este foarte aproape. Zgomotul acestei lumi împiedică ca noi să vedem această realitate și vrem să vă invităm să-i acordați atenție mai mare. Și noi ne dorim același lucru. Frate Bunii, slujești de foarte mulți ani, cunoști foarte multe lucruri, ești teolog, psiholog, pastor, autor, ești tot ce își doresc unii oameni să fie, ai reușit să ajungi acolo. Cu toate astea, toate titlurile și educația și experiența pe care o ai, Iisus Hristos este aproape și de tine, la fel cum este și de mine, și întrebarea este cât de mare atenție acordăm noi, sincer, că El este prezent. Din nou trebuie să cântărim înainte de a tăia sau măsurăm înainte de a tăia un răspuns. Și el trebuie să fie bazat pe argumente, pe dovezi. Și cred că este o dovadă că el este aproape, că este în noi, când iubim cuvântul lui, când îl mâncăm, cine mă iubește va rămâne în cuvinte. Dacă cineva rămâne în cuvântul meu, voi rămâne eu în el. Deci preocuparea de cuvânt este fantastic de importantă. Apoi, bineînțeles, modul în care te raportezi la oameni. Nu există om fără greșeli și eu nu mă pot număra printre acei desăvârșiți care n-au greșit niciodată, dar atunci când înțeleg un lucru, încerc să-l practic, să-l trăiesc. Și zilele trecute cineva m-a provocat să vorbească despre cineva și am spus, frate, știi ceva? Nu te supăra. Dar am impresia că vorbim despre persoane absente. Am impresia că vorbim ca să ne aflăm în treabă, ori Scriptura ne spune că dacă nu trăim în dragoste față de toți oamenii, ne-am pierdut orizontul, ne-am pierdut direcția sau busola și nu se împlinește planul lui Dumnezeu cu noi. Biblia spune așa, ținta poruncii este dragostea. Dacă nu înțeleg că de asta am fost pus pe lume, să-L iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele meu, nu fac nimic. Toate celelalte n-au nicio treabă, că nu ajută la profil, nu merg la țintă, merg pe lângă drum, pe lângă cale. Și acolo spune, unii au pierdut această înțelegere, această țintă și
pentru că astea vin dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o ființă neprefăcută, și s-au apucat de flecări. Adică atunci când Iisus nu mai este preocuparea noastră, voia Lui nu ne interesează, cădem într-o stare și nici măcar nu ne dăm seama că am căzut, pentru că nu cunoaștem cuvântul și ne rătăcim, pentru că nu cunoaștem nici scripturile, și apoi vine puterea Lui Dumnezeu. Deci, o seriozitate față de cuvânt, față de revelație, față de descoperirile Lui, trebuie să existe. Adică să trebuie să domine făptura noastră. Când Biblia spune, nu umbla cu haine străine, nu te îmbrăca cu haine străine, păi nu te umbla, nu te îmbrăca așa. Când Scriptura îți spune, nu flecări, păi nu flecări. Când Scriptura îți arată exemple, cum a fost David, nu s-a atins de unsul Domnului, păi nu te atingi, frate, nici dacă te mănâncă sub limbă. Și alte lucruri, cum scrie Scriptura, nu disprețui prorociile sau cuvintele care au fost spuse despre tine și pentru tine. Că Domnul este aproape, n-am nicio îndoială, este super aproape. Este semnalată sau semnalizată apariția Lui de atâtea semne, dragostea s-a răcit, semne pe pământ, ape mari, vezi ce se întâmplă acum n-a fost niciodată, deci practic este la ușă dacă nu a și pus piciorul în interior. Asta trebuie să ne urgenteze pe noi sau să ne dea semnalul, e urgent, nu mai ai timp. Unul din prietenii mei s-a dus la doctorul Sidi aici în Chicago și i-a spus, spuneți-mi ce-i cu mine, că nu mă simt bine. Sidi i-a spus, aveți cancer. Și persoana a spus, ok, dar vreau the second opinion. Adică vreau să mai ascult la un doctor. Și Sidi Solomon i-a spus, nu mai aveți timp pentru a doua opinie. Scriptura mi-a spune, el este la uși, nu mai avem timp pentru a doua opinie. E opinia lui Dumnezeu. Și verifică dacă opinia lui Dumnezeu. Pentru că El îți vorbește. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, o va cunoaște. Nu se poate scuza nimeni. Dacă vrea să facă. Dar dacă nu vrea să facă, nu vrea să cunoască. Contează pe ce i s-a spus, că nici nu există Dumnezeu, că totul s-a făcut de la sine, că noi ne-am făcut de la sine și ochiul și urechea, totul s-a făcut de la sine. Că Biblia spune, El a sădit urechea, El a făcut ochiul, El a făcut creația toată, astrele, hipopotamul, crocodilul, toate le-a făcut El, struțul, toate le-a făcut El, nu s-au făcut singure. Nu-ți pasă, nu, s-a spus ție Darwin și îți place asta, pentru că vrei să trăiești independent și să asumi riscul să fie ce-o fi. Libertatea o dă Dumnezeu fiecăruia, dar nu și consecințele nu pot fi schimbate. Alegerile au consecințe și consecințele țin de noi și de decizia noastră. Și noi suntem responsabili și nu putem acuza pe Dumnezeu că l-a lăsat pe diavolul, că nu ne-a păstrat pe noi altfel. Deci dacă știu că păcătuim, de ce ne-a dat copacul ăla cu mere sau pomul cu mere din Eden? Toate scuzele noastre sunt fără valoare. Nu au seriozitate. Dacă credem într-adevăr că Domnul Iisus Hristos este aproape, este prezent în viața noastră, în familia noastră, îi acordăm o atenție specială, deosebită, și nu îl ignorăm nici pe El și nici pe semenii noștri. Corect. Care suferă. Cred că trebuie să ne antrenăm să fim mai conștienți, să ne deprindem de prezența Lui. Am avut așa, în timp ce vorbeai acum, sentimentul că Domnul Iisus Hristos e prezent aici. Și studio. Este. Dar să presupunem că e vizibil și e prezent aici. Și El îți cunoaște mintea ta, cunoaște ce e mintea mea, cunoaște inima ta, cunoaște inima mea. Dacă noi și dumneavoastră, cei care ne priviți, aveți acolo, această, în casa unde vă aflați, aveți această înțelegere și dezvăluire că Iisus Hristos și prin credință acceptați că El este prezent acolo, lângă dumneavoastră, unde vă aflați. Perspectiva mea și a dumneavoastră, gândirea mea, inima mea, comportamentul meu începe să se transforme, să se schimbe. Ori această pregătire și înțelegere prin credință ne ajută să facem anumite decizii atunci când ne sună un sărman. Vedem o nevoie. Suntem altfel sensibilizați
Pentru că e Domnul Iisus, este lucrarea Lui. Este, nu este întâmplător că mă sună acest om cu o problemă. M-a sunat ieri cineva disperat, trece printr-o criză și în momentul respectiv nu era momentul oportun, dar mi-a trimis un mesaj, aș vrea să vorbesc cu tine dacă se poate, am o problemă care aș vrea să o împărtășesc cu tine. Am zis, sună-mă acum. M-a sunat și m-a ținut la telefon și mi-a mărturisit și, sigur, am stat și am ascultat mai mult. Dar în timp ce el vorbea, mă gândeam, Doamne, ce minunat ești Tu, pentru că după ce zice, nu știu că nu mă poți ajuta. Situația mea e așa de gravă încât Tu nu mă poți ajuta și era și din alt stat. Dar faptul că m-ai ascultat, m-am eliberat și m-ai ajutat să înțeleg anumite lucruri și asta cred că trebuie noi să fim și să facem. Să fim dispuși, disponibili și atenți. Trebuie să ne lăsăm călăuziți. Trebuie să ne lăsăm călăuziți. Pentru că noi presupunem de prea multe ori că lucrurile sunt așa și de fapt nu sunt. Chiar azi dimineață, venind spre studio, am deschis eu telefonul și acolo era un mesaj de la unul din dascălii mei, de pe vremuri. Nu mai e tânăr acum omul, dacă eu sunt la vârsta asta. Și zice... Mi-aduc aminte de vremuri mai bune și când noi eram mai prieteni, știi? Mi-aduc aminte. Și aș vrea să le retrăim. Eu, ani de zile, nu sunt mulți ani de atunci, de când n-am mai avut legături cu el, n-am mai avut comunicare, mi-am zis că el n-are nevoie de mine, iar eu mă descurc foarte bine fără el, așa am crezut, ca să constat acum că el, de fapt, a suferit. Eu am calculat că, de fapt, era rândul lui să mă contacteze și uite că omul s-a simțit ignorat, ceea ce e simplu, nu e o tragedie, dar poate fi, nu știi ce este într-un om. Știi de cazul Unelu care a trecut anul trecut, pe unde a trecut, adică s-a sfârșit. M-am intersectat cu el de câteva ori, neștiind că el este chiar în iad. Și mi s-a părut ciudat, dar l-am lăsat în plata Domnului și ca pe mă să aflu că s-a sinucis. Îți dai seama ce durere? Adică implicarea trebuie să fie nu neapărat cu omul, ci cu Dumnezeu, ca să fii călăuziți pe fiecare, să-i dai ceea ce are de trebuință sau de folos. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să recapitulăm pe scurt. Iisus este foarte aproape. Iisus este prezent acum, aici și acolo. Modul în care noi îi permitem să-și facă prezența cunoscută și implicarea în viața noastră se poate confirma prin modul în care noi răspundem atunci când apar situații criză în viața noastră. La americani este o vorbă: când apare o situație de criză, o ispită, un păcat, ce ar face Iisus în această situație? Vreau să vă invit să vă gândiți în situația cu care vă confruntați acum, chiar în clipa asta. Ce ar face Iisus? Cum ar rezolva El situația? Gândiți-vă la acest aspect, invitați-L să vă dezvăluie, să vă descopere. Poate nu știți ce ar face Iisus în situația în care vă aflați. Dar un singur lucru aș vrea pentru cei care nu-L cunoașteți pe Iisus este să vorbiți cu El, să-L invitați, să vină în sufletul dumneavoastră, în viața dumneavoastră, în inima dumneavoastră și să-I permiteți să facă ce trebuie făcut, să vă ofere liniștea, pacea, dragostea de care aveți nevoie și El vă va ajuta să vă rezolvați și problemele cu care vă confruntați aici pe pământ, dar cel mai important este că vă va călăuzi, vă va ajuta să vă asigure viața în eternitate alături de El. La finalul acestei emisiuni aș vrea să spunem tuturor acelor care ne privesc că El, Domnul Iisus Hristos, nu numai că este aproape, El vrea să trăiască cu noi. Am un gând, nu e elaborat, nu e gândit suficient. Oamenii cred că există niște specimene aparte, destinate pentru a fi spirituale, niște oameni extraordinari, dar că ceilalți
Nu sunt, sunt muritori de rând. Nu există, Iisus nu are muritori de rând. Pentru El noi toți suntem ființe spirituale care avem un suflet și trăim într-un trup. Toți putem avea Dumnezeu în viața noastră. Toți trebuie să avem Dumnezeu în făptura noastră și trebuie să îndrăznim. Suntem absolut fenomenali, absolut speciali. Am omorât noi atâtea lucruri pentru că am negat și pentru că am fost ajutați să credem că nu e așa, că nu există, că nu se poate, că numai unii sunt speciali. Nu, fratele meu, fiecare, pentru că ești prețuit, ai valoare în ochii mei, dau neamuri pentru tine și popoare pentru viața ta. Și evreii au fost tot timpul într-o oarecare apostazie, dar Dumnezeu își păstrează legământul și vrea să fie cu fiecare dintre noi în legământ și într-o relație ideală și se poate, dacă vrea omul, dacă voiește cineva, este primit. Cine vine la mine nu va fi izgonit afară. Cine mă cheamă, îi voi răspunde și îi voi arăta lucruri pe care nu le-a cunoscut și minunate. Am un demn să facem o rugăciune la finalul acestei emisiuni. Simt că toți avem nevoie de o împăcare sau reîmpăcare cu Dumnezeu. Dacă simți nevoia să te împaci cu Dumnezeu chiar acum, te invit să te rogi cu noi. Și dacă simți că poate ai deviat în alergarea pe acest pământ și vrei să te rededici sau să te împaci din nou cu Dumnezeu, te invit să te rogi cu noi. Eu nu sunt pastor, nu am biserică, nu vă invit la o confesiune, dar vă invit la Domnul Iisus Hristos care este aproape. Și vreau din toată inima mea să fiu împreună cu dumneavoastră în paradis, atunci când va veni Împăratul, Regele Regilor, Iisus Hristos, să fim împreună. Asta îmi doresc și asta vă doresc. Aș vrea să-l rog pe pastorul Bunic Ocar să rostească o binecuvântare peste cei care ne ascultă, care ne privesc și să-l invităm pe Domnul Iisus Hristos, care este aproape, să ne transforme inima și mintea și să ne ajute să ne identificăm unde ne aflăm fiecare. Haideți să ne rugăm. Vă invit să ne rugăm acum. Doamne, îți mulțumim pentru prezența Ta. Ești totdeauna prezent acolo unde suntem, acolo, peste tot. Tu practic umpli totul cu prezența Ta. Tu ne cunoști pe fiecare și ne știi, Doamne Dumnezeule, unde trebuie să fim și ne poți ridica pe fiecare la nivelul la care trebuie să fim, la starea în care te proslăvim. Te rog, Doamne Dumnezeule, să încurajezi tu sau să le vorbești celor care ne-au urmărit astăzi și să-i îndemni, să-i convingi prin Duhul Sfânt să ți se adreseze. Doamne, tu ai făcut ceea ce trebuia făcut. Ai murit prin Iisus Hristos, ai înviat ca să fii Domnul nostru, conduci totul perfect. Doamne, nouă ne-ai dat libertatea să te respingem. Dar nu vrem să ne folosim de ea. Ne-ai dat și libertatea și șansa să te chemăm ca să vii în viața noastră. Ar fi o tragedie, Doamne Dumnezeule, ca să te ținem afară. Tu vrei să fii cu noi totdeauna, o veșnicie, și vrei să trăiești în noi, să te exprimi prin noi, Doamne Dumnezeule. Binecuvintează pe cei care ne urmăresc, Doamne, și dă neamului nostru, Doamne Dumnezeule, o șansă nouă, Doamne, o cercetare deosebită la care dă-le harul tuturor să răspundă și nouă, Doamne, și semenilor noștri, Doamne. Vrem să călătorim spre Tine, Doamne, și vrem să ne aducem slava și cinstea înaintea Ta în noul Ierusalim. Doamne Dumnezeule, dă-ne perspectiva veșniciei și gândul veșniciei. L-ai pus în noi, Doamne, și ia gândul nostru de la lucrurile vremelnice, de la lucrurile efemere, Doamne, și pune gândul nostru în Tine și pune gândul Tău în noi. În numele Tău mă rog și-ți și mulțumesc. Amin. Amin. Mulțumim. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare și doriți să vă apropiați de Dumnezeu, vă recomand Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu aveți o Biblie, vă rog să ne contactați și vă vom ajuta să intrați în posesia unei Biblii. Totodată vă ofer această cărticică, Răspunsuri pentru Viață. Vă oferim aceste resurse din dragoste, fără nicio pretenție. Vrem să vă ajutăm să vă apropiați de Dumnezeu. Și totodată vă dau întâlnire
data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, pe același canal și la aceeași oră. La revedere!